Aș vrea să ne ridicați în picioare, să deschideți Biblia la 1 Petru, capitolul 5, 3 versete, începând cu versetul 8. Pagina 1195. Spune așa cuvântul Domnului: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care râgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, ca și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Și Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere ca să vă faceți neclintiți. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău în această seară, Doamne, și vrem ca Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să aducă lumină și călăuzire. Să lăsăm, Doamne, ca acest cuvânt să fie pentru noi săptămâna aceasta o rană sufletească și astfel să fim tot mai puternici în credință și în lupta împotriva celui rău. Ne-am rugat în numele Tău în veci. Amin. Aș vrea să luați locurile. Noi, ca și biserică, suntem constant angrenați într-un război spiritual. Așa cum am citit, Apostolul Petru vorbește despre această împotrivire împotriva diavolului. Și în această seară, în scurte cuvinte, aș vrea să accentuez despre războiul spiritual. Îmi propusesem să vorbesc despre încurajare, dar săptămâna aceasta, stând de vorbă cu un tânăr, faptul că sunt ca și slujitor al Domnului, încurajez frații care poate au probleme mai grave în viața spirituală, încerc să mentorez anumiți tineri și anumiți frați care sunt deschiși să fie ajutați în lupta spirituală. Și printre altele spunea că parcă în timpul verii, lupta cu vrășmașul, cu satana, cu ispita, parcă este mult mai grea. Frații noștri au nevoie de rugăciune. Este greu când un tânăr, poate de 3-4 ori pe zi, poate cade, dar știm că Domnul spune, când cel neprionit cade, de 7 ori Dumnezeu îl ridică. Amin? Și motivați de această nevoie în care suntem ca și copii ai Domnului și ca și biserică, în această luptă spirituală, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să privim la Apostolul Petru. Foarte des în biserica noastră și în orice biserică suntem încurajați de acel pasaj din Efeseni, capitolul 6, unde Pavel descrie o strategie, o felul în care biserica este înarmată, ofensiv și defensiv, în lupta spirituală. Dar vedem că și alți ucenici, apostoli, de asemenea, în scrierile lor și în ceea ce ei au vrut să comunice bisericii, au adus în atenție aceeași nevoie și aceeași luptă, și anume că biserica și frații sunt într-o constantă luptă cu cel rău. Dacă privim în epistola lui Petru, cele două epistole, vedem că scrie celor din Asia Mică, bisericilor, îl vedem aici poate pe Marcu și pe Sila prezenți în a-l ajuta pe Pavel și pe Petru, adică pe Pavel vedem că îl ajută Luca și Timotei, dar pe Petru îl ajută Marcu în felul cum încearcă să scrie gândurile. Și de asemenea, pe Marcu îl ajută Petru. Așa spun după stilul cum scrie, după felul cum colaborează, oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au avut parteneri în lucrare. Dacă citim în Fapte, în capitolul 13 și în capitolul 15, vedem că mari lideri ai bisericii în vremea aceea s-au adunat în mod strategic ca să ia decizii corporale, comunitare pentru întreaga biserică. Și îl vedem pe Petru prezent la conciliul de la Ierusalim și în alte întâlniri importante, care decizii importante luate pentru biserică în primul secol. Dar înainte ca să devină martir la Roma, Petru scrie aceste epistole,
nu sunt altceva decât niște îndemnuri practice și etice care încearcă să convingă biserica să fie trează, să fie în credință și să lupte în continuare în această bătălie spirituală. În această seară aș vrea și eu în puține cuvinte să vedem cum cuvintele lui Petru de asemenea sunt valabile pentru biserica din secolul nostru. Și noi, ca și biserica de atunci, suntem angrenați într-un război spiritual. Așa cum biserica la început a fost o familie, dar nu orice familie, ci o familie aflată în război. Știm că Hristos a câștigat războiul la Calvar și nu mai avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar avem de luptat împotriva duhurilor, căpeteniilor, stăpânitorilor acestui veac. Și Dumnezeu vrea să înțelegem că suntem în constant război cu cel rău. Și ca și ființe spirituale, noi știm că lupta este pe plan spiritual. De aceea ne rugăm de atâtea ori să înțelegem că dincolo de problemele noastre personale, dincolo poate de boala noastră sau de lucrurile care nu reușesc în viețile noastre, este de asemenea și o problemă de natură spirituală. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne înțelegem că trebuie să ne ridicăm deasupra problemelor și deasupra lucrurilor fizice ca să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu. Așa cum și dimineață și în această seară, frații la rugăciune au accentuat despre problema spirituală a credinciosului. Dacă privim în mod general în epistola lui Petru, Petru atrage patru tensiuni și probleme care se găsesc în viața creștină. În Petru, capitolul 2, 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 13 la 19, vedem că spune că există o tensiune constantă între credincioși, între robi, între sclavi, cu patronii, cu angajații. Și această tensiune este reală și ca și creștin trebuie ca să fim înțelepți în felul cum ne raportăm la patroni, cum ne raportăm la păturile sociale din acea vreme. Apoi, în capitolul 3, de la versetul 1 la 7, vedem că Pavel și Petru de asemenea accentuează aici că în familia creștină, între soți necredincioși și credincioși, și chiar între soți credincioși, este o tensiune și sunt probleme. Și Petru atrage atenția cum să depășească creștinii aceste probleme printr-o trăire creștină. Apoi, de la versetul 8 la versetul 12, în capitolul 3, vedem că Petru recunoaște și accentuează și spune că în biserică, în casa lui Dumnezeu, sunt probleme, sunt certuri, sunt obstacole și atrage atenția despre realitatea problemelor care sunt în interiorul bisericii. Nu este ceva de necunoscut, ci este ceva real. De aceea îndeamnă pe credincios să depășească diferențele, să trăiască în armonie unii cu altul, să fie iubitori, să trăiască cuvântul și astfel să umble în adevăr. Și chiar accentuează bârfa destructivă care a fost o realitate și în biserică atunci. Și numai prin Dumnezeu și prin cuvântul Lui putem depăși acest lucru. Dar dincolo de problemele care sunt între noi, în familia noastră, în biserica noastră, în societate, accentul pe care Petru accentuează a fost lupta care a fost între Hristos și diavolul. Și aș vrea să citesc acest verset important din 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 7 la 22. Spune așa: Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Și apoi spune, s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, în așteptarea în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăție de întâlniciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat. Și spune mai departe, Hristos care stă înaintea lui Dumnezeu,
spune, și care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Vedem aici Pavel și Petru în epistolele sale ne vorbesc despre această tensiune care a avut-o Hristos cu diavolul și spune că de fapt Hristos după înviere a fost înălțat la slava Tatălui, la dreapta Tatălui și acum ca și înainte are aceeași misiune și anume de a avea sub stăpânire toată, cum să zic, lumea spirituală și pe cel rău. Și poate ne întrebăm dacă Hristos, care este capul bisericii, dacă El a biruit satana și dacă El, sub piciorul Lui, este supusă toată autoritatea celui rău, de ce Hristos a îngăduit ca biserica să rămână angrenată în continuare în această lucrare spirituală cu cel rău? Vedem că lupta cu diavolul nu s-a sfârșit și noi avem în continuare de luptat. Noi ce trebuie să știm este că lupta a fost câștigată la Calvar, dar noi călcăm pe urmele lui Iisus și în biruința lui Iisus noi folosim armele, vom vedea, defensive pentru a fi în voia lui Dumnezeu. Dacă ne gândim puțin la Petru când a umblat cu Domnul Iisus, vedem că în grădina Ghetismani, când Iisus a rugat, și Iisus i-a spus ucenicilor și Petru a fost acolo când Iisus a zis, s-a rugat ca să-l elibereze de satana, de paharul care se apropie. De asemenea, îl vedem pe Petru, care la un moment dat era un ucenic foarte îndrăzneț și Dumnezeu i-a dat o revelație specială și la un moment dat Petru recunoaște și spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, îi spune la Iisus. Și apoi îi spune, Petre, ai grijă că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Domnul, prin revelație specială. Apoi, nu în continuare, la următorul episod, vedem că atunci când Hristos spune că o să moară și o să fie răstignit, Petru din nou îi spune lui Iisus, niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta. Și din nou Petru se opune și vede de fapt în relația dintre el și Hristos această luptă spirituală și Iisus îi spune lui Petru, Satano, ca și cum Petru a fost influențat de cel rău, în cuvintele sale. Deci Petru, în viața lui de ucenic, a primit multă educație în privința lucrării spirituale și a lucrării de eliberare cu cel rău. Aș vrea să enumăr câteva principii pe care noi, ca și biserică, trebuie să le trăim și trebuie să le urmăm pentru a fi biruitori în lupta spirituală. În primul rând, ceea ce Petru accentuează și anume, trebuie ca și noi să avem aceeași atitudine pe care a avut-o Hristos și anume să fim în voia lui Dumnezeu, în voia lui Hristos și să trăim și să umblăm așa cum a trăit Hristos. Pavel în Filipeni, capitolul 2, accentuează felul cum Hristos s-a smerit până la cruce și prin faptul umilinței și prin faptul zdrobirii a putut să biruiască pe cel rău. Aceeași metodă și aceeași, cum să zic, lucrare avem și noi. Atunci când suntem încrezători în noi înșine, atunci când încercăm ca prin confidența noastră sau prin teologia noastră sau prin practica bisericii sau prin metodele umane să luptăm cu cel rău, vom falimenta. Ceea ce avem nevoie este, avem nevoie de armura lui Dumnezeu. Avem nevoie de ceea ce Hristos a luptat când a fost cu diavolul. Atunci când a fost în pustie, vedem când a venit diavolul la el, ce a zis? Îți poruncesc ceea ce este scris, este scris și cu cuvântul Dumnezeu a fost apărat împotriva celui rău. Aceeași metodă pe care Hristos a folosit-o, suntem chemați și noi să o folosim. Stilul de viață pe care cel necredincios îl are, și anume un stil de viață păgân, și anume faptul că poate a fost bețivan, poate a fost drogat, poate a fost decăzut în cel mai rău groapă
Și faptul că un om ca acesta este restaurat prin dragostea și prin jertfa lui Dumnezeu, nu vedem aici decât o transformare din împărăția celui rău, împărăția satanei, în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta o face numai sângele și puterea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea trebuie ca, în primul rând, să ne găsim în voia lui Dumnezeu, să ne găsim în atitudinea și în scopul lui Dumnezeu cu viața noastră. Dacă mai este cineva aici care încă nu se găsește în mântuit și în planul Domnului, satana nu are nimic cu tine, fiindcă ești de lui. Noi, ca și biserică, noi vrem să spunem că tu trebuie să vii într-o relație permanentă și constantă cu Dumnezeu. Tu ai nevoie de Hristos, fiindcă numai Domnul Hristos poate să aducă schimbarea de care ai nevoie, curățirea de care ai nevoie, biruința de care ai nevoie, vine numai prin Hristos. Oricât am încercat, prin medicamente, prin sesiuni de psihologie, prin sfaturi frățești, prin oricât prietenii, prin vacanțe, prin a ne cumpăra și prin a petrece timpul, prin filme, totul este zero. Numai când venim înaintea Domnului, în prezența sângelui Iisus Hristos, putem dobândi iertare, curăție și biruință pe care Dumnezeu, prin cuvântul Lui, ne dă. Așa că să înțelegem că puterea și gloria este lui Hristos, dar aceasta vine peste noi când suntem sub brațele sale și sub mâna sa. De aceea, singurul antidot împotriva acțiunilor negative din viața noastră este numai sângele lui Iisus Hristos. Petru, în epistola sa, ce accentuează este faptul că răul s-a infiltrat în viața personală, în viața socială și chiar în viața bisericii, în viața eclesială. Și de aceea Petru atrage atenția la lideri, la prezbiteri și spune: învață biserica să învețe, să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Supraveghetorii trebuia să aducă cuvintele lui Dumnezeu peste biserică și slujirea și închinarea lor creștină să fie sub autoritatea lui Iisus Hristos. Biruința în biserică începe de la liderii bisericii, de la prezbiterii bisericii. Noi, ca și supraveghetori ai bisericii, avem datoria înaintea lui Dumnezeu ca să supraveghem asupra sufletelor voastre. De aceea Dumnezeu vrea ca noi să fim uniți și noi să fim oameni ai rugăciunii, oameni ai cuvântului, care cunosc planul celui rău. Petru spune aici în versetul 1, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire ca lui Hristos, și anume trebuie să fim în constantă luptă și Dumnezeu vrea ca noi să fim înțelepți de planul celui rău, căci are planuri viclene, are amăgiri și are tot felul, dar spune că Duhul Sfânt nu ne lasă să nu cunoaștem planul celui rău, ci Dumnezeu ne luminează. Așa cum a fost în timpul de rugăciune, am văzut mulți frați care în rugăciune au stat cu Dumnezeu într-o luptă spirituală. Nu venim aici doar să ne aducem problemele înaintea Domnului, ci venim aici ca să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Venim aici să ne luptăm așa cum s-a luptat Hristos în grădina Ghetismani, în rugăciune. Rugăciunea implică acțiune din partea noastră și Dumnezeu să ne dea această putere în rugăciune, să înțelegem că prin rugăciune este biruință și avem putere în lupta cu cel rău. Haideți să înțelegem că nu e asta altă metodă decât prin rugăciune și o atitudine asemănătoare ca lui Hristos, să fim creștini reali și să depășim poate răul care așa ușor se infiltrează în viețile noastre și în viața bisericii. Și îndemnul meu în această seară este, în biserica noastră, poate sunt atâtea lupte între noi sau sunt atâtea lucruri neîngăduite, că nu este armonia necesară, nu mai este, așa cum a spus fratele Nicu, nu ne mai ducem poverile unii altora, parcă, de multe ori parcă suntem reci sau parcă suntem străini. Fraților, noi suntem o familie. Tu și eu aveți nevoie de mine și voi aveți nevoie unul de celălalt. Nu puteți lupta împotriva celui rău de unul singur. Nu puteți să vă izolați, nu puteți să vă ascundeți sau să fugiți. Avem nevoie ca împreună să luptăm împotriva vrășmașului prin rugăciune.
și cuvântul Domnului. De aceea, dacă Petru a accentuat lucrul acesta, haideți să ascultăm. Spune de ce, fiindcă diavolul spune că râgnește ca un leu. Spunea cineva așa, în mod de glumă, vrei să fii cina celui rău, adică la lanci, să fii... Diavolul, el nu poate să ne facă nimica, fiindcă el a fost în fân la calvar. El doar râgnește, dar așa cum s-a zis, este un duh de frică atunci când diavolul, trebuie să înțelegem că cel rău are putere și realitatea în lumea spirituală a spiritelor rele sunt o realitate și atunci când creștinii, în loc să fie înarmați cu armătura lui Dumnezeu, parcă dăm un pas în spate când vedem realitatea celui rău. Dumnezeu vrea ca în structura familiei, a bisericii și a societății, biserica are un cuvânt de spus, biserica are o soluție și singura soluție este prin biserică pentru a duce o schimbare și o transformare de care are nevoie din jurul nostru. Dacă vrei o schimbare, tu poți să faci acea schimbare. Atunci când ai o relație puternică cu Dumnezeu, atunci când umbli cu Dumnezeu și când vorbești și mijlocești înaintea Domnului pentru frații tăi și pentru biserica ta, și eu cred că Dumnezeu ne va întări în privința aceasta. Dacă ne uităm la Petru, nu a fost un om ca atare. A umblat cu Iisus, a fost în școala lui Iisus și de asemenea a văzut, cum zic, pe Hristos cel glorificat. Fiind în școala lui Dumnezeu și a umblând cu Dumnezeu, a fost gata să sufere. Și prin suferință, el vede, cum să zic, voia lui Dumnezeu de a fi, cum să zic, de a merge înainte. Biserica a început să fie persecutată în vremea aceea. Și Petru încurajează biserica ca prin suferință ei să știe că o să fie răsplătiți sau binecuvântați de Dumnezeu și răsplata nu este... cum să zic, atunci aici pe pământ, ci este în ceruri. Așa cum Petru a fost conștient de răsplătirea lui Dumnezeu și a încurajat biserica, la fel și noi, trebuie să știm că suferința care acum poate este trecătoare și de scurtă durată, Dumnezeu prin această suferință vrea să fim victorioși sau vrea să vedem dincolo de ceea ce trupul acesta poate suferă sau poate avem în viața de familie anumite poate poveri, poate greu de dus și o vedem ca și o povară. Atunci când suntem alături de Hristos, atunci când sunt în voia lui Dumnezeu, în biserică și în Hristos, Dumnezeu este alături de noi. Dar ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, așa cum spune și am citit, spune, Dumnezeu vrea să fim tari în credință. A fi tare în credință nu înseamnă să cunoști doctrina bisericii, nu cunoaște să cunoști Biblia și versete pe de rost, ci înseamnă să fii încrezător pe deplin în mâna și în brațul lui Dumnezeu. Atunci când ești în încercare, atunci când ești în suferință, atunci când ești în necaz, omul Dumnezeu să fie încrezător în Dumnezeu. Asta parcă tot mai rar găsim în viața creștină, răbdare în suferință, răbdare în încercare. În ultima perioadă, multe familii din biserică sunt încercate cu multe probleme și nu, Dumnezeu nu vrea altceva de la noi decât să fim tari în credință, și anume să ne încredem pe deplin în Dumnezeu și viața noastră, copiii noștri, familia noastră să fie ancorate în Hristos. Și când este Hristos Domnul nostru, biruința este de partea noastră. Apostolul Ioan, de asemenea, în Evanghelia lui, ne spune, 1 Ioan, capitolul 1, cu 5, anume, spune că lumina strălucește în întuneric, dar întunericul nu a biruit. Ioan încearcă să ilustreze faptul că răul este o realitate în jurul nostru, întunericul, cel rău, încearcă să acapareze pe mulți în vremea aceasta, dar noi ca și copii ai luminii, ca și copii ai luminii, avem roadă în Hristos, roada neprihănirii și adevărului. Dar noi trebuie să știm că lumina pe care Dumnezeu a pus-o în noi trebuie să strălucească în întuneric. Noi uităm cine suntem noi în Hristos, uităm de identitatea noastră, uităm de puterea care este în noi. Noi trebuie să înțelegem că noi am fost înarmați cu armătura lui Dumnezeu.
Nu este a noastră, este armătura lui Dumnezeu. Și Pavel o enumeră în Efeseni capitolul 6, de la versetul 10 în continuare. În această armătură vedem că în afară de sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, este singura armă care este, cum să zic, ofensivă, care trebuie să luptăm. Nici o altă armă nu este pentru copilul Domnului decât cuvântul Domnului. Celelalte arme nu sunt altceva decât de apărare, defensive. Noi trebuie să fim echipați cu aceste armături. Noi trebuie să le avem în constantă, cum să zic, luate în noi, să le luăm și să știm că doar având armătura Domnului putem să depășim problemele în care suntem. Suntem de multe ori nevegheatori și uităm de fapt că ca și copiii Domnului avem nevoie ca această armătură să fie în permanență în viața noastră. Și anume, enumere acolo coiful mântuirii, îmbrăcați cu adevărul, picioarele cu râmna Evangheliei păcii. Deci sunt tot corpul nostru trebuie să fie îmbrăcat cu armătura lui Dumnezeu. În Isaia, în capitolul 57, dacă nu greșesc, versetul 7, se spune că chiar și Dumnezeu și Mesia are o armură. Deci armura lui Dumnezeu, de asemenea, este dată credinciosului ca să o poarte. Și noi trebuie să purtăm această armură a lui Dumnezeu pentru ca să avem biruință împotriva celui rău. Și mă rog și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea această putere, să înțelegem că în lupta cu vrășmașul cădem dacă punem armura jos și avem nevoie ca în mod să luăm inițiativa și să urmăm exemplul lui Iisus Hristos. În Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 9, și în 3, capitolul în Apocalipsa 3, versetul 9, dar Scriptura spune că sinagoga Satanei este pe aici pe pământ. Vorbește bisericii din Smirna și din Filadelfia. Este vorba despre infiltrarea diavolului, grupările gnosticismului care au venit în biserică și anume învățături străine și anume unii care nu mai cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, unii nu mai cred că este Domnul și Mântuitorul și anume este numai Duh, nu a fost de asemenea trup și multe alte învățături străine care nu au fost doar atunci și sunt și astăzi și încă lovesc biserica lui Dumnezeu. Noi ca și biserică trebuie să cunoaștem cuvântul Domnului, trebuie să veghem în rugăciune ca să fim conștienți că inamicul diavolului și astăzi caută ca prin învățătură să denatureze, să dilueze adevărul lui Dumnezeu. Chemarea lui Petru este la rezistență. Vedem în 1 Petru, capitolul 5, versetul 9, care l-am citit. Fiți treși și vegheați. Versetul 9 este așa de frumos, spune, împotriviți-vă tar diavolului. Să știți că și alții înaintea voastră, de asemenea, au trecut prin asemenea încercări. Și metoda este ceea ce, de asemenea, a făcut și în Noul Testament, vedem atunci când a venit ispita peste Iosif, s-a împotrivit și a fugit. De asemenea, și în vremea noastră, noi trebuie să folosim armele spirituale împotriva celui rău. Și arma spirituală pe care Dumnezeu ne-a dat-o este rugăciunea. Rugăciunea trebuie să fie în permanență în viața noastră. Nu o găsim acolo enumerată în Efeseni, capitolul 6, în acele arme defensive sau ofensive, dar Pavel cere bisericii și spune, rugați-vă pentru mine. Și Efeseni 1 cu 18 spune, asemenea spune că să vă rugați ca Dumnezeu să vă descopere, cum zic, taina și biruința pe care suntem angrenați cu toții. Numai prin rugăciune putem, cum să zic, trece biruitori. Așa cum frate al timpul de rugăciune ne-a învățat și a spus, Dumnezeu să deschidă ochii ca să vedem
muntele lui Dumnezeu, să vedem îngerul lui Dumnezeu, să vedem armata lui Dumnezeu, să vedem oștirea lui Dumnezeu. Atunci când știm că nu suntem singuri, ci când știm că cu noi este armata Domnului, noi mergem în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea să folosim rugăciunea și sângele lui Iisus Hristos, numele lui Dumnezeu, în numele lui Iisus, ca și armă constantă în lupta noastră. Și așa cum am mai zis, cuvântul lui Dumnezeu, ca și creștin, doar atunci când trăim în sfințenie, atunci când nu suntem compromiși, atunci când suntem drepți în picioare, cel rău nu poate să ne atingă de noi. Dar atunci când cădem în luptă, atunci când șchiopătăm în viața spirituală, atunci când în viața ta este o problemă morală, atunci când este ceva vulnerabil în viața spirituală, pe acolo se infiltrează diavolul, acolo unde este firul slab în viața ta. Dar tu trebuie să te împotrivești, să știi că Domnul a biruit și întotdeauna ai trecere înaintea Domnului, fiindcă ești copilul lui Iisus Hristos. Folosește-ți identitatea ta de copil al Domnului. 24/7, Hristos este gata să te ajute să te ridice și să-ți dea biruință. Totul este să ne agățăm de El, să știm că în El avem autoritate și diavolul nu poate să reziste și puterea celui rău este uzurpată, fiindcă în noi este puterea lui Dumnezeu, în noi este Duhul Sfânt, în noi este autoritatea lui Dumnezeu. Dacă privim în Apocalipsa, în biserica, vedem acolo la început cum Dumnezeu promite celor care biruiesc cunună și răsplată. Apoi, prin Apocalipsa 9-10, vedem că este o perioadă în istoria bisericii când din nou se pare că biserica este biruită de diavolul. Dar în ultimele capitole din Apocalipsa, acolo triumfă biruința bisericii împotriva vrășmașului. Ceea ce noi trebuie să știm este că în viitor nu vom vedea altceva decât gloria lui Dumnezeu. Hristos va veni ca judecător, va veni să lupte, va veni să aducă copiilor săi onoarea și slava și vom fi cu El în slavă. Noi trebuie să știm că diavolul nu poate, dar încearcă prin o vorbă rea, încearcă printr-o bârfă, încearcă prin a refuza să ierți, încearcă prin a refuza să vorbești cu fratele tău, încearcă prin lucruri poate mărunte, nici nu le dai seama. Nu mai vrei să suni pe cel de lângă tine, nu mai vrei să vorbești cu soțul sau cu soția, poate nici nu-ți imaginezi prin lucruri atât de mărunte, cel rău poate să intre în familia ta, să aducă o știrbitură. Dacă este în această seară cineva rănit de diavolul, suntem aici să ne rugăm să cerem mai departe putere. Dacă ai căzut și poate ești în luptă, poate cu probleme, poate nu poți să scapi, poate de băutură sau poate de pornografie sau orice alt lucru din viața ta care te robește, în această seară este putere în numele lui Iisus Hristos. Este putere în Evanghelia lui Iisus. Este putere în numele Domnului și aș vrea să mergi de aici în biruința lui Iisus Hristos. Dar ceea ce trebuie să fii este ca tu să fii în voia lui Dumnezeu, ca tu să trăiești în continuare în sfințenie, ca tu să ceri numele Domnului să aducă curăție de plină peste tine și în viața ta și în numele Lui este putere. Nu este alt exemplu mai bun decât David și Goliat. Vedem pe David care, datorită relației lui cu Domnul, datorită faptului că întâi a biruit în luptele mai mici, în lupta mare cu Goliat, a fost nimica toată. Atunci când poate ai o biruință de mică însemnătate, nu uita că ce este mare în ochii Domnului. Poate lucrurile mărunte, atunci când sunt clădite corect și în voia Domnului, ajungi departe.
Totul este să mergi înainte în numele Domnului. Dumnezeu nu vrea să dăm înapoi. Dumnezeu nu vrea să lăsăm nici o unghie pentru diavolul. Dumnezeu vrea să ne mai privim în Egipt, la roșcovele și la usturoi. Dumnezeu vrea ca ochii noștri să fie legați de cer, legați de veșnicie, legați de El. De aceea mă rog ca Dumnezeu să pună noi și să ne sensibilizeze la lucrarea Duhului Sfânt, fiindcă Duhul Sfânt în noi ne va da putere să biruim zi de zi. Prin Duhul Sfânt vom cuceri și ne vom lăuda cu numele Domnului și vom, în fața bisericii, vom veni și vom mărturisi de felul miraculos, de felul cum Dumnezeu a dus biruința. Sora care, pentru care ne-am rugat, soția fratului Paul Nergiș, am uitat cum o cheamă, Regina, la Regina David. A vrut să spună bisericii și mi-a zis, spune-i bisericii că voi v-ați rugat pentru băiatul meu, băiatul care îl ține în brațe. Acel băiat, doctorii au zis că va muri și nu va trăi. Am fost la spital în centrul Londrei, băiatul are probleme atât la nivel de creier cât și la inimă și ne-am rugat ca și biserică și a sărbătorit un an de zile, Dumnezeu i-a dat viață și este o mărturie vie în fața bisericii faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și a zis, amintește bisericii că băiatul meu este viu și va fi o mărturie în fața doctorilor de felul cum Dumnezeu își arată bunătatea și vindecarea. De aceea nu rămâne altceva pentru noi decât să ne încredem în Domnul, să ne bizuim pe Domnul și să mărturisim lucrările minunate și miraculoase ale Dumnezeu cu viețile noastre. Haideți să înțelegem că astăzi este lupta, nu mâine. Astăzi trebuie să fim înarmați, nu mâine. Astăzi trebuie să stăm în șanțuri și să fim înarmați cu armătura lui Dumnezeu. Cum am zis, nu este armătura ta, este armătura lui Dumnezeu. Tu trebuie doar să știi că ești copilul Domnului și Domnul a luptat pentru tine și a câștigat bătălia la calvar. Tu trebuie doar să spui cine ești și diavolul va fugi, diavolul va pleca și orice problemă de orice natură din viața ta, Dumnezeu se va ocupa de ea. Orice problemă de familie, orice problemă de orice mentală sau de orice alt nivel, este putere în numele lui Iisus. Haide să ne lăsăm pe brațele sale. Haide să umblăm cu Domnul mai departe ca și e nou. Haide să vadă lumea de afară căci în noi este o nădejde vie. Haide să ne lăudăm cu puterea care este în noi, căci este o reală realitatea războiului spiritual și anume că în noi este Dumnezeu și în noi strălucește puterea și biruința Domnului. Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să vă întărească să umblați în adevăr și Dumnezeu să vă dea biruință în toate luptele voastre sufletești. Amin.